Deschidem cartea Cronici, 2 Cronici, capitolul 17 și citim de la versetul 1 până la finalul capitolului, să avem așa o vedere de ansamblu asupra vieții acestui împărat. În locul lui, 2 Cronici 17:1, în locul lui a domnit fiul său Iosafat. El s-a întărit împotriva lui Israel, a pus oști în toate cetățile întărite ale lui Iuda și a rânduit căpetenii în țara lui Iuda și în cetățile lui Efraim, pe care le luase tatăl său Asa. Domnul a fost cu Iosafat, pentru că a umblat în cele din tâi căi ale tatălui său David și n-a căutat pe Baal, căci a alergat la Dumnezeul tatălui său și a urmat poruncile lui, fără să facă ce făcea Israel. Domnul a întărit domnia în mâinile lui Iosafat, căruia tot Iuda îi aducea daruri, și a avut o mulțime de bogăție și slavă. Inima lui s-a întărit din ce în ce în căile Domnului și a îndepărtat din Iuda chiar și înălțimile și idolii. În al treilea an al domniei lui a însărcinat pe căpetenile sale Ben-Hail, Obadia, Zaharia, Netaneel și Mica, să se ducă să învețe pe oameni în cetățile lui Iuda. A trimis cu ei pe leviții Shemaia, Netania, Zebadia, Asael, Shemiramot, Ionatan, Adonia, Tobia și Top Adonia, leviți, și pe preoții Elishama și Ioram. Ei au învățat pe oameni în Iuda, având cu ei cartea legii Domnului. Au străbătut toate cetățile lui Iuda și au învățat pe oameni în mijlocul poporului. Groaza Domnului a apucat toate împărățiile țărilor din prejurul lui Iuda și n-au făcut război împotriva lui Iosafat. Niște filisteni au adus lui Iosafat daruri și un bir în argint și arabii au adus și ei vite, 7.700 de berbeci și 7.700 de țapi. Iosafat se ridicase la cea mai înaltă treaptă de mărire. A zidit în Iuda cetățui și cetăți pentru merinde. A strâns multă merinde în cetățile lui Iuda și avea la Ierusalim o ceată de oameni viteși ca ostași. Iată numărul lor după casele părinților lor. Din Iuda, căpetenii peste 1000, Adna, căpetenia cu 300.000 de viteși, după el Iohanan, căpetenia cu 280.000 de oameni, după el Amasia, fiul lui Zicri, care se predase de bunăvoie Domnului cu 200.000 de viteși. Din Beniamin, Eliada, om viteaz, cu 200.000 de oameni înarmați cu arc și cu scut, și după el Zozabad, cu 180.000 de oameni înarmați pentru război. Aceștia sunt cei ce erau în slujba împăratului, afară de aceea pe care îi pusese împăratul în toate cetățile întărite ale lui Iuda. Amin. Vă rog să luați loc. Dragii mei, capitolul acesta ne prezintă viața și slujirea acestui împărat pe care l-a avut Iuda. După cum știți, Israelul, la un moment dat, pe vremea lui Roboam, s-a despărțit, s-au format două regate. Regatul de nord, cu cele 10 seminții, și regatul de sud, cu seminția lui David și Beniamin, mă rog, și o parte din Simeon. Ei, i-au format regatul acesta puternic, pentru că, vedeți, chiar dacă nu erau numeric atâtea seminții, ei au fost puternici și datorită promisiunii lui Dumnezeu pe care a făcut-o lui David că nu va fi lipsit de urmaș pe scaunul de domnie. Erau la Ierusalim, acolo unde de altfel ei căutau să se închine lui Dumnezeu, pe când cei care s-au dus în regatul de nord, din prima știți bine că și-au făcut viței și au început să se închine altor dumnezei. Iuda și el, regatul acesta, a trecut prin diferite
situații și la ei au fost împărați buni și împărați răi. Au fost împărați care s-au raportat corect la Dumnezeu și l-au slujit pe Dumnezeu, dar au fost și împărați cărora nu le-a păsat de Dumnezeu, fiecare și-a văzut de drumul lui și au putut suporta fel și fel de consecințe pe care noi le găsim aici în Scriptură. Ceea ce putem observa noi astăzi la viața asta lui Iosafat este că privind la tot ce este scris în Biblie, oricum nu putem cuprinde pentru tot ce este despre Iosafat, se pot vorbi încă multe alte mesaje, eu am să prezint așa în mare câteva lucruri. Acest om a domnit undeva între 873, între anii 873 înainte de Hristos și anul 849 înainte de Hristos. Probabil că, așa după cum citim și după cum vedem, el a fost și regent, adică a domnit regent împreună cu tatăl său în ultimii 2 ani, când Asa a fost bolnav. Practic, așa după cum vedem, ea a domnit 25 de ani în care a ajuns la un apogeu. Perioada asta în care domnește el în Iuda e o perioadă de referință din istoria Israelului. În mod deosebit a regatului de sud, cum se numea regatul Iuda. Mai târziu, istoricul Iosefus Flavius, da, care a scris deja în era aceasta, după Hristos, el a vorbit despre perioada aceasta ca una din perioadele importante din istoria acestui regat Iuda, comparând-o cu perioada lui David, spunând că această perioadă în care acest om a domnit e o perioadă asemănătoare cu cea din perioada lui David, care era o perioadă înfloritoare. Și dacă vă uitați, numai în vremea lui David mai era regatul atât de puternic și să vină la el cei din jurul lui să-i plătească biruri și practic să se teamă de el. E cuvântul ăsta foarte important în versetul 10, unde spune groaza Domnului a apucat toate împărățiile țărilor din prejurul lui Iuda și n-au făcut război împotriva lui Iosafat. Niște filisteni au adus lui Iosafat daruri și un bir în argint și arabii au adus și ei vite și ați văzut. Apoi, multe alte lucruri. Perioada asta e o perioadă în care el are și o armată puternică și erau în slujba acestui om și toate astea arată că domnia lui a fost o domnie în care Iosafat s-a remarcat ca și mare strateg militar, un om care a avut, dacă vreți, rezultate deosebite. El e inclus între împărații buni. Acum, ca și orice om, a mai comis și el anumite greșeli, mai ales acea greșeală pe care ați putut-o observa dumneavoastră din situația asta cu Ahab, când se unește el cu Ahab și lucrul acela n-a fost cum trebuie. Pentru că și în cuscrirea lui cu Ahab, când fiul lui se căsătorește, Ioram cu Atalia, și știți foarte bine ce face Atalia la un moment dat, când omoară neamul împărătesc, Atalia e considerată de unii fiica lui Iosafat, alții spun sora lui Iosafat. Da, mă, acolo se poartă discuții, nu asta este important, adică lui Ahab, nu lui Iosafat, lui Ahab, care se căsătorește cu fiul lui Ioram. Și acolo apar la un moment dat probleme pe scena regatului de sud din cauza acestei femei care, vedeți, nu era evlavioasă, era acea femeie care, făcând parte din seminția aia din nord, din una, din semințiile de nord, din regatul acela al lui Ahab, mai târziu a produs lucruri grave. De aceea și încuscririle sunt foarte importante, vedeți? Pentru că se pot întâmpla multe, multe lucruri când nu asculți
de ce spune Dumnezeu, de cuvântul lui. Privind la viața asta lui Iosafat, putem să vedem că el este primul care instituie pacea aceea între cele două regate. Cel dintâi el o instituie. Până la el cam nu era pace între regatul de nord și regatul de sud. Iosafat e recunoscut ca un om deosebit, care are un rol deosebit în istoria regatului de sud, pentru că el face o lucrare deosebită prin faptul că el încurajează închinarea, vedeți, către Dumnezeu și expulzarea, mai bine zis, a adoratorilor lui Baal. El dă la o parte pe cei care se închină Baalilor și chiar înălțimile acelea, cum scrie aici în cuvânt, versetul 6, a îndepărtat din Iuda chiar și înălțimile și idolii. Ei, multe lucruri se pot spune despre el. Eu n-aș vrea să rămânem ca la o lecție de istorie. Doar vorbind de Iosafat, de meritele lui și câte alte lucruri. Putem vorbi și putem analiza viața aceasta impresionantă din mai multe puncte, din mai multe unghiuri. Însă ceva mi-a atras atenția în mod deosebit și aici aș vrea să rămânem cu gândul acesta, cu lucrul acesta care e atât de important pentru fiecare om. Istoria, din ea putem învăța, ea ne arată cum au trăit oamenii, ce au făcut oamenii, însă tare bine e când învățăm din istorie anumite lucruri și le punem în aplicare în viața asta de zi cu zi. Dacă au comis unii oameni greșeli, noi să nu le repetăm și putem învăța din ele. Dacă au făcut lucruri bune și s-au remarcat prin lucruri bune, ar trebui să căutăm să facem și noi acele lucruri ca să putem beneficia de ce a beneficiat cei care au știut să se raporteze corect la Dumnezeu. Domnul să ne ajute la aceasta. Uitați-vă de unde voi pleca în seara asta. Versetul 3. Domnul a fost cu Iosafat. Vă place asta? Domnul a fost cu Iosafat. Câți vreți să fie Domnul cu voi? Așa e că vrem toți. Ne place asta. Ne place când citim în Matei 28:20 și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Când a fost întrebat David Livingstone într-o împrejurare, care a fost secretul reușitei lui? Și știți ce a răspuns el acolo în misiunea aia din Africa? Răspunsul lui a fost unul, nu pompos cum au gândit unii, ci simplu. A citat versetul acesta din Matei 28:20. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele. Observați, ce important este să fie Iisus cu noi, să fie Dumnezeu cu noi. Unul din numele lui Iisus este acesta, nu? Și îi vor pune numele Emanuel, care tâlmăcit însemnează Dumnezeu este cu noi. Foarte important. Țin minte la războiul acela care s-a purtat în Statele Unite ale Americii, unde fostul președinte Abraham Lincoln era președinte în vremea respectivă. Cineva din suita lui a venit la el și îi spune, ca să învingem, Dumnezeu trebuie să fie de partea noastră. Să treacă de partea noastră, auzi. Astea erau cuvintele citate. Ce mi-a plăcut la Abraham Lincoln, a zis, ca Dumnezeu să treacă de partea noastră, mai întâi trebuie să trecem noi de partea Lui. Înțelegeți? Ei, aici este cheia. Abraham Lincoln, care era un cititor al Scripturii, a înțeles asta. Dacă vrem să fie Dumnezeu cu noi, mai întâi noi trebuie să căutăm să trecem de partea Lui. Și cum putem face? Titlul mesajului din seara asta va fi acesta. De ce Dumnezeu a fost cu Iosafat?
simplu. De ce Dumnezeu a fost cu Iosafat? O întrebare. Privind aici, putem vedea că într-adevăr Dumnezeu a fost cu el. Am arătat acolo câteva lucruri, nu? Că Dumnezeu l-a ridicat la o treaptă de mărire, sau dacă vreți, în versetul 5 spune, Dumnezeu a întărit domnia în mâinile lui, căruia tot Iuda i-aducea daruri și a avut o mulțime de bogății și slavă. Frumos, ai spune. Versetul 10, groaza Domnului a apucat toate împărățiile țărilor din prejurul lui Iuda și n-au făcut război împotriva lui Iosafat, arată o altă latură, că Dumnezeu a fost cu Iosafat. Nu? Toate astea noi le putem vedea. Apoi, alte lucruri mari, frumoase, de care ați auzit, toate astea arată că, într-adevăr, Dumnezeu a fost cu Iosafat. Bine, noi totdeauna ne uităm la, dacă vreți, la realiză. Întotdeauna, de multe ori, noi ne uităm să vedem ceva realizări. Întotdeauna ne interesează pe fiecare dintre noi rezultatele, dar mai puțin ne interesează ce a stat la baza realizării acelor rezultate. Înțelegeți? De multe ori noi ne uităm doar la efecte, dar așa de puțin suntem interesați de cauză. Noi toți am vrea Dumnezeu să fie cu noi. Dar vedeți aici în textul acesta, ni se arată ce a făcut Iosafat ca Dumnezeu să fie cu el. Dacă vreți, cum s-a raportat acest om la Dumnezeu? Găsim câteva lucruri. Primul lucru pe care aș vrea să-l subliniez în această seară este simplu. Iosafat a căutat pe Dumnezeu. Reține. Iosafat a căutat pe Dumnezeu. Simplu. Voi face câteva afirmații sau, dacă vreți, da răspunsuri la întrebarea aceasta. Răspunsuri scurte, să le puteți ține minte. În ce constă căutarea asta a lui Iosafat după Dumnezeu? Dacă vă uitați aici, în versetul acesta, veți putea observa, anume, cuvântul Domnului spune într-un mod foarte clar versetul 3. Citesc în întregime. Domnul a fost cu Iosafat pentru că a umblat în cele din tâi căi ale tatălui său David și n-a căutat pe Baal. Observați? Și n-a căutat pe Baal. Asta mie îmi spune că el l-a căutat pe Dumnezeu. Asta spune că el a dorit o relație personală cu Dumnezeu. Nu toți oamenii îl caută pe Dumnezeu. Vedeți, prorocul Isaia, într-un moment, spune atât de clar, când se adresează națiunii iudaice, Isaia 55:6, căutați pe Domnul, câtă vreme se poate găsi. Chemați-l, câtă vreme este aproape. Și Iosafat a înțeles că el e pentru o vreme. 25 de ani a domnit. A trăit vreo 60 de ani total. Da? A înțeles că în lumea asta e pentru o vreme. Nu toți oamenii înțeleg asta. Unii gândesc că-s veșnici. Unii nu se gândesc că vine moarte. Unii nu se gândesc că viața li se poate termina oricând și își permit să facă fel și fel de lucruri. Iosafat a înțeles ceva, că e pentru o vreme în lumea asta. Și el poate să facă multe lucruri. Însă a zis, obiectivul meu este să-L caut pe Dumnezeu. Obiectivul meu este să-L am pe Dumnezeu ca Domn, ca Stăpân. Erau baalii în vremea lui, adică Dumnezeu aceea străin. Și oamenii din vremea lui căutau pe baali. Însă el îl caută pe Dumnezeu. Dumnezeu întotdeauna a privit spre oamenii care l-au căutat pe el. Uitați-vă ce spunea David, unul din predecesorii săi. În Psalmul 14, versetul
Citim și unul, dar în versetul 2 vom vedea ceea ce vreau să vă spun. Zice, nebunul zice în inima lui, nu este Dumnezeu. S-au stricat oamenii, fac fapte urâte, nu este niciunul care să facă binele. Și nu vedem în zilele noastre că lucrurile orecum se aseamănă? Mulți din jurul nostru își văd de treaba lor. Ah, păi ei Dumnezeu cine ești? Fac ce vor, fac fapte urâte, uitați-vă acolo, da? Versetul 1, da? Spune, fac fapte urâte. No, câți nu fac în zilele noastre fapte urâte, lucruri care câteodată stăm așa și ne mirăm, da? Să vezi fete cum e știrea asta, ieri am văzut o știre, a fost condamnată, o fată care și-a omorât prietena, da? O tinere. Și într-o situație i-a luat viața, așa cum ea a fost condamnată la vreo 15 ani de închisoare și câteva luni, 3 luni sau câte, scria, nu, șocant ce se poate întâmpla. Astea sunt lucrurile pe care le vedem când omul nu mai are frică de Dumnezeu și nu-l interesează Dumnezeu. Puneți din nou Psalmul 14, versetul 1. Uitați-vă bine la ce se întâmplă. Fac fapte urâte și nu e nici unul care să facă bine. Și 2. Versetul 2 spune, Dumnezeu se uită de la înălțimea cerurilor peste fiii oamenilor să vadă dacă e vreunul care să aibă pricepere și care să caute pe Dumnezeu. De ce am făcut formularea asta simplă? Pentru că această căutare nu e numai așa, gata, am făcut-o și s-a rezolvat problema. Nu, nu, nu. Căutarea asta a fost una caracterizată de câteva lucruri. De aceea, vedeți, el ajunge să-L aibă pe Dumnezeu de partea lui pentru că obiectivul vieții lui a fost să-L caute pe Dumnezeu și nu pe bani. Și observa ceva, spune aici cuvântul lui Dumnezeu în versetul 4. Îmi place foarte mult acest lucru. Spune, căci a alergat la Dumnezeul tatălui său. Observați? A alergat. Nu, cât să alergă la Dumnezeu? Priviți la oamenii din zilele noastre. Nu? Când apostolul Petru se adresa creștinilor din primul secol, în întâia epistolă, capitolul 4, uitați-vă versetul 3 și 4 vom citi, da? Spune, ajunge în adevăr că în trecut ați făcut voia neamurilor și ați trăit în desfrânări, în pofte, în biție, în ospețe, în chefuri și în slujiri dolești, ne în gădui. Și acum observați ce spune următorul verset. De aceea se miră ei că nu alergați împreună cu ei la același potop de desfrău și ceva aplaudă? Păi ce v-am ați șocurat? Păi ce, de ce? Păi tu ești tânăr, tu ești tânăr. Ce să umbli tu cu tare sau cu tare? Cum mi-o zis mie odată cineva la București, așa, prin alianță, eram ceva, o rude. Ce bă, băiete, eu îi spuneam că vreau biserică. Era vremea lui Ceaușescu, undeva în 83 era asta. La care el îmi spune mie, de asta străbeții. Păi eu te duc, zice, acolo să vezi, zice, cum cântă Dan Spătaru, zice, și mi-a mai dat câteva nume de cântăreți, unde el avea acces, zice, eu te duc, băiete, vii cu mine, umbli tu pe acolo cu... Hai, spunea el, cum... Înțelegeți? Ăsta-i rostul. Ba, te bat jocoresc și când zilele noastre te vede, tu mergi la biserică, când poți să mergi în fel și fel de locuri, nu? Să te simți bine, nu? Cu firea asta și cu cât. Însă, la un moment dat, din toate căutările noastre, te poți alege cu un mare zero, sau cum zicea Lordul Byron, acest mare scriitor, poet englez, înainte de ultima aniversare a zilei sale de naștere și a murit de tânăr. Toamna zilelor mele a sosit, mi-a rămas regretul, plânsul și durerea. Și la câți nu rămân aceste lucruri. Din toate căutările lor, sau un căutător de aur pe munții Californiei, cum era în America, a ajuns să caute, să meargă, să strângă și până păraie. Și a ajuns mai în vârstă, s-a distrat, a avut tot ce și-a dorit și a zis, spre finalul vieții, a lăsat, dacă vreți, un fel de testament. La început am căutat aur în praf și în gunoi.
iar acum am ales din tot aurul meu praf și gunoi. Înțelegeți? Cam asta a fost până la urmă concluzia la care ajunge omul acesta din toată trăirea lui. Foarte important este ce căutăm în viață. Omul ăsta, observați, caută pe Domnul. E în obiectivul lui. Și Dumnezeu privește spre astfel de oameni care îl caută pe el. Ba mai mult, observați, e aici versetul acesta care spune căci a alergat la Dumnezeul tatălui său. A alergat, l-a dorit pe Dumnezeu. Și alergarea lui e una bună. Știți când Pavel vorbește de viața lui? El spune în 2 Timotei, capitolul 4, de la versetul 6, clipa plecării mele este aproape, da? Eu sunt gata să fiu turmat ca o jertfă de băutură. Și clipa plecării mele este aproape, m-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergat. Observați? Și-am păzit credință. Un alt psalmist, așa de frumos spune aici, în psalmul, mi se pare 108, da? Parcă e versetul 3, 4, 4, da? Pe când, 109, pe când, 109 cu 4, pe când eu îi iubesc, ei îmi sunt protivnici, dar eu alerg la rugăciune. Nu, cât alerg? Alerga la Dumnezeu, să poți să alergi la rugăciune, să poți să alergi la Domnul cerându-i milă, cerându-i îndurare, cerându-i înțelepciune. Deci, trebuie să privim la cauze. Toți oamenii ar vrea să fie Dumnezeu cu ei. Toți am dorit să se spună, Domnul a fost cu Vasile, cu Maria, cu Ioan, cu Simeon, cu Samuel, cu cine vreți. Dar ca să fie cu noi, primul lucru pe care noi trebuie să-l avem în atenție e că noi trebuie să-l căutăm pe Domnul. Să căutăm acea relație stabilă cu El. Adică Dumnezeu să fie în centrul atenției noastre. Dumnezeu să fie pe primul loc. El să fie stăpânul și Domnul vieții noastre. Amin? După aia, un al doilea lucru pe care eu îl observ în textul acesta și e un răspuns la întrebarea aceasta, de ce Dumnezeu a fost cu Iosafat? Răspunsul este Iosafat a pus în aplicare cuvântul lui Dumnezeu. Auziți? Iosafat a pus în aplicare cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă ce îmi place la versetul 4. A urmat poruncile lui, a doua parte, fără să facă ce făcea Israel. A urmat poruncile lui. Foarte important este. Mulți știu cuvântul lui Dumnezeu. Dar știți care e marea problemă? E că nu-l pun în aplicare. Câți oameni nu știu versete de aur? Uite, avem copii care acum învață talentul în negoț și stau și învață pe de rost cuvântul Scripturii. Dar dacă nu-l pun în aplicare, nu? Va fi o problemă. Peste ani, ei vor fi maturi, e bine să știe din tinerețe cuvântul Domnului, dar cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie pus în aplicare. Uitați-vă ce zice Iacov. Când scrie epistola asta, sobornicească, capitolul 1, de la versetul 22, fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători înșelându-vă singuri. Mai departe, căci dacă ascultă cineva cuvântul, și nu îl împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă și uită, după ce s-a privit, pleacă și uită îndată cum era. Dar uitați-vă aici ce spune. Dar cine își va adânci privirile în legea desăvârșită, care este legea slobozenii, și va stărui în ea, nu ca un ascultător uitu, ci ca un împlinitor cu fapta, ce se va întâmpla cu el? Va fi fericit în lucrarea lui. E, vedeți, noi vrem întotdeauna
și ne plac efectele, rezultatele. Dar rezultatele astea, efectul are o cauză. Cauză pentru care Domnul a fost cu Iosafat este că el a urmat poruncile Domnului. Adică a pus în aplicare cuvântul lui Dumnezeu. Ce-mi place mie la Iosafat este, observați, în versetul acesta 3, când ni se spune Domnul a fost cu Iosafat, vedem răspunsul. Pentru că a umblat în cele din tâi căi ale tatălui său David și n-a căutat pe Baal. Adică omul ăsta a înțeles că el trebuie să urmeze poruncele Domnului, cuvântul Domnului și să umble în cele din tâi căi ale tatălui său David. Adică cuvântul lui Dumnezeu este cel care ne arată calea, ne îndreaptă, da? Să știm cum să mergem. Mai târziu, când Dumnezeu are de lucru cu poporul acesta din Iuda, când prorocul Isaia prorocește, era cu 700 de ani înainte de venirea lui Hristos în lumea noastră. Și acești oameni auzeau din partea lui Dumnezeu mesaje că dacă nu se întorc, vor fi distruși, adică regatul lor va cădea. Dacă ei nu vor urma calea lui Dumnezeu, iar veneau amenințările acestea din partea Domnului. Și la un moment dat, ia aici un cuvânt pe care îl voi citi din Isaia 48, versetele 17 și 18. Auziți ce spune aici. Așa vorbește Domnul răscumpărătorul tău, Sfântul lui Israel. Eu, Domnul Dumnezeul tău, te învăț ce este de folos. Și te călăuzesc pe calea pe care trebuie să mergi. Auziți? Apoi, versetul 18 spune așa. O, de-ai fi luat aminte la poruncile mele, atunci pacea ta ar fi fost ca un râu și fericirea ta ca valurile mării. Dar problema care a fost e că acești oameni n-au vrut să asculte. Noi în seara asta stăm în fața, dacă vreți, cuvântului lui Dumnezeu, care pentru fiecare din noi ne oferă o lecție deosebită, și anume un personaj important din istoria biblică, din istoria lui Iuda, Iosafat, un om cu care Dumnezeu a fost. De ce a fost Dumnezeu cu Iosafat? Și răspunsul este... Iosafat a urmat, dacă vreți, sau a pus, mai bine zis, în aplicare cuvântul lui Dumnezeu. Aici, așa ni se spune, a urmat poruncile lui. Și eu am zis, uitându-mă și la celelalte puncte de aici, vorbind de căile astea ale lui Dumnezeu, e că el a pus în aplicare acest cuvânt al Domnului. Foarte important pentru fiecare din noi să punem în aplicare cuvântul Scripturii. Îmi place versetul ăsta de mai jos, versetul 6. Zice, inima lui s-a întărit din ce în ce în căile Domnului. Auzi, inima lui, care este centrul de comandă al ființei umane, da? Se întărește tot mai mult în căile Domnului, pentru că el alege să meargă pe calea Domnului. În seara asta, în fața noastră, stă acest cuvânt al lui Dumnezeu. Stă acest personaj cu care Dumnezeu a fost. Noi toți am vrea să fie Dumnezeu cu noi. Trebuie să ne analizăm viața. Noi urmăm căile Domnului? Mergem pe calea Domnului? Punem în aplicare acest cuvânt al lui Dumnezeu? Foarte important. Pentru că, vedeți, de modul cum știm să punem în aplicare în viața noastră de zi cuvântul lui Dumnezeu, depinde dacă Domnul e cu noi, dacă Dumnezeu ne însoțește pe cale. Pentru că atunci când în viața asta de zi cu zi oamenii nu merg pe calea Domnului, ci merg pe căile lor. De multe ori citim în proverbe că multe sunt
căile omului, nu? Multe căi, care par bune omului. Însă, știți unde duc? La moarte. De multe ori oamenilor se par căile astea ale lumii, căi pe care ei să meargă. Însă dacă vor să fie cu Dumnezeu, ei trebuie să meargă pe calea Domnului. Și calea Domnului e o cale a păcii, căile Domnului, dacă vreți să le luăm, e o cale, calea Domnului e sfântă, calea Domnului e calea credinței, calea neprihănirii. De ce vedeți că sunt anumiți oameni, chiar dacă se botează la un moment dat, chiar dacă ajung oamenii să-L cunoască pe Dumnezeu într-o oricare măsură, să aibă o relație cu El. Însă, dacă ei nu pun în aplicare cuvântul Domnului, dacă ei nu merg pe calea lui Dumnezeu, spune Apostolul Petru când scrie această epistolă, a doua epistolă, unde el arată ce se întâmplă cu oamenii care nu merg pe calea asta a lui Dumnezeu, ei, în viața lor apar anumite lucruri, și anume, spune de la versetul acesta, citesc 12, observați ce spune aici. Dar aceștia, ca niște dobitoace fără minte, din fire sortite să fie prinse și nimicite, batjocorind ce nu cunosc, vor pieri în însă stricăciunea lor și își vor lua astfel plata cuvenită pentru nelegiuirea lor. Fericirea lor e să trăiască în plăceri ziua în amiază mare, ca niște întinași și spurcați se supun pe chefuit la mesele lor de dragoste când se ospătează împreună cu voi. Le scapă ochii de prea curvie, nu se satură de păcătuit, momesc suflete nestatornice, au inima deprinsă la lăcomie, sunt niște blestemați. După ce au părăsit calea cea dreaptă, observați? Când părăsesc oamenii calea dreaptă, adică calea aia lui Dumnezeu, spune aici cuvântul, au rătăcit și au urmat calea lui Balaam, fiul lui Bosor, care a iubit plata fără de lege. Dar a fost mustrat aspru pentru călcarea lui de lege, o măgăriță necuvântătoare, care a început să vorbească cu glas omenesc, a pus frâu nebuniei prorocului. Oamenii aceștia sunt niște fântâni fără apă, niște nori alungați de furtună, lor le e păstrată negura întunericului, vorbesc cu trufie de nimic, momesc cu poftele cărnii și cu desfrânări pe cei ce abia au scăpat de cei ce trăiesc în rătăcire. Le făgăduiesc slobozenia în timp ce ieși în sundroba ai stricăciunii, căci fiecare e robul lucrului de care e birui. Și mai sunt unii care vin și spun, ți-ai predat viața în mâna Domnului, și zice, după aceea, gata, nu mai poți cădea, nu mai poți, zice, să-ți pierzi mântuirea. Asta e povestea asta pe care o îndrugă unii și alții, căutându-și tot felul de refugii sau pregătindu-și din timp anumite învățături, că știind că pe unde li drumul sau ce le place lor, și atunci își stabilesc direcția, cum nu de mult, într-o anumită situație, făcând anumite lucruri pe care le auzim în stânga și în dreapta, poți să faci orice și scrie mare sângele Domnului curățește de orice păcat. Curăță, dar dacă te pocăiești, dar dacă stărui în el și faci, stai tu liniștit, că Biblia spune clar. Observați ce se întâmplă cu oamenii care nu merg pe calea lui Dumnezeu. Iosafat îl are pe Dumnezeu de partea lui, dar de ce? Pentru că își întărea inima din ce în ce mai mult pe căile cui? Ale lui Dumnezeu. Dar când oamenii părăsesc calea dreaptă, uitați-vă ce se întâmplă, spune versetul 20. În adevăr, după ce au scăpat din tinăciunile lumii, prin cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, se încurcă iarăși și sunt biruiți de ele. Au ce zice Biblia, au ce zic povestitorii, sau eu știu, comentatorii. Acum, un pic, Doamne iartă-mă, de hermeneutică mai știu și eu de interpretare, înțelegeți? Dar când iau pe câte unii, cum interpretează, ce să interpretez aici? Negru pe alb, spune. Dacă au scăpat din tinăciunile lumii prin cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, se încurcă iarăși și sunt biruiți de El. Starea lor de pe urmă se face mai rea decât cea dintre ei. Nu,
comentați aici, nu, ce mai spui după aia? Observați? Mai departe, observați ce spune Petru. În versetul 21 ar fi fost mai bine pentru ei să nu fi cunoscut calea neprihănirii decât după ce au cunoscut să se întoarcă de la porunca sfântă ce le fusese dată. Și următorul verset, auzi ce mai spune. Cu ei s-a întâmplat ce spune zicala adevărată. Câinele s-a întors la ce vărsase și scroafa spălată s-a întors să se tăvălească iarăși în mocirlă. Dure, Petru. Dar el o trebuie să spună cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, frați, surori, uitați-vă bine. Iosafat a avut harul ca Dumnezeu să fie cu el. De ce a fost Dumnezeu cu Iosafat? Pentru că Iosafat a pus în aplicare cuvântul lui Dumnezeu. A mers pe căile lui Dumnezeu. Inima lui s-a întărit din ce mai mult în căile Domnului. Doamne, ajută-ne și nouă. Să nu fim doar din noi atât citim și știm și cunoaștem, dar de umblat să umblăm cum vrem noi, să facem ce vrem noi. Nu, să fim împlinitori ai cuvântului. Doamne ajută! Amin! Și în al treilea rând, acum pe scurt, ce o să... De ce a fost Dumnezeu cu Iosafat? Îmi place mie ceva aici. Iosafat, după ce a făcut aceste lucruri și a stabilit așa o relație cu Dumnezeu, el nu s-a oprit doar totul să fie pentru el, ci l-a interesat sorta poporului. L-au interesat oamenii din regatul lui. Și al treilea lucru pe care îl face și Dumnezeu îl răsplătește pentru asta și Dumnezeu e cu el, e că Iosafat a pus slujitori să învețe pe popor cuvântul lui Dumnezeu. Nu a rămas totul doar la el. De altfel și noi suntem datori să spunem și altora. De câte ori am spus și botezul cu Duhul Sfânt, puterea aia care vine peste noi în Fapte 1:8 spune, când se va coborâ Duhul Sfânt peste voi, îmi veți fi martori în Ierusalim, în Samaria și în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Observați, Iosafat nu rămâne numai pentru el, ci e gata să spună și altora. Atât de mult îmi place asta și asta, vedeți, Dumnezeu a văzut și a răsplătit. Spune versetul acesta atât de clar, versetul 7, în jos. În al treilea an al domniei lui, a însărcinat pe căpetenile sale Ben-Hail, Obadia, Haria, Netanel și Mica să ducă să învețe pe oameni în cetățile lui Iuda. A trimis cu ei pe levit, Shemaia, Netania, Zebadia, Asael, Shemiramot, Ionatan, Adonia, Tobia și Top Adonia, leviți și pe preoți Elishama și Ioram. Ei au învățat pe oamenii în Iuda, având cu ei cartea legii Domnului. Au străbătut toate cetățile lui Iuda și au învățat pe oameni în mijlocul poporului. Ce îmi place e că ei au avut cartea legii Domnului și au învățat pe oameni, observați dumneavoastră, cuvântul acesta al lui Dumnezeu, legile Domnului. Foarte important. Noi trebuie întotdeauna să mergem cu cuvântul Domnului și să spunem oamenilor, nu teoriile noastre. Sunt oameni care vin cu tot felul de teorii, cu tot felul de povești, cu tot felul de lucruri, nu. Atât de mult îmi place, repet încă o dată, având cu ei cartea legii, Domnul, unul vine cu revista, unul vine cu cărțulia care, unul vine cu teoria ăla, unul vine că a avut unul nu știu ce descoperire și așa. Nu, nu, eu mers, crezi că și atunci n-au fost mulți. Mulți, dar ei au luat ce? Cartea legii Domnului. Nu, și mie îmi plac cărțile. Și citesc, mă uit. Dar eu când discut, în primul rând mă duc asta, aici. Ia-i cartea Domnului. Restul sunt cărți la care poți găsi tot ce vrei. Dar în asta? Nu-i. S-a vorbit de fratele Andrei, a murit acum la 90 de ani, conducătorul bisericii din Răzoare, mulți ani, vreo 37 de ani a fost. Mi-a părut rău că n-am fost acasă, m-aș fi dus. Îl mai sunam din când în când. Mi-a fost drag omul ăsta. A slujit atâția ani, a fost așa un om integru, de o verticalitate deosebită. Și se spunea despre el, mărturisea actualul păstor, că îl vizita de multe ori
Și avea el o tabletă și tot se uita la predicator și una și alta. Așa, ani de zile. Și la un moment dat a observat, acum, mâine, lună, mai mult timp, că nu mai are tabletă și îl întreabă, dar vi s-a stricat tableta de nou? Da, zice, nu. Dar pe cum? Zice, mi-am dat seama că ascult și pe ăla, și pe ăla, te mai găsesc, zice, cât e ceva. Da, zice, am citit din Biblie, că aici nu găsesc nicio greșeală. Înțelege? Ei, până la urmă, noi să rămânem în totul, totului, tot la ce spune. Că ne plac nouă câte un predicator care are multe like-uri, care are multe vizualizări, care zicem noi, măi, e în vogă, o fi. Dar dacă spune ce nu e aici, nu luați. Luați ce-i scris. Că Biblia zice să nu treceți peste ce este scris. De ce a fost Domnul cu Iosafat? În primul rând, Iosafat a căutat pe Dumnezeu. Vrem să fie Domnul cu noi? Nu avem decât Dumnezeu să fie în centrul atenției noastre. În al doilea rând, Iosafat a pus în aplicare cuvântul lui Dumnezeu. Vrem să fie Dumnezeu cu noi? Ne rămâne să punem în aplicare cuvântul lui. Și în al treilea rând, de ce a fost Dumnezeu cu Iosafat? Și răspunsul, Iosafat, vedeți, a pus slujitori să învețe poporul cuvântul lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute și nouă să fim astfel de oameni. Amin?